cei 4 ani de liceu au fost și cu responsabilități și cu greutăți, dar și un sentiment puternic de nostalgie, melancolie, pentru că în perioada liceului cu toți am stabilit prietenii frumoase și sperăm să le avem pe viitor. Fiecare își alege drumul lui, vor pleca în direcții diferite și la acest lucru m-am gândit întâi. M-am simțit onorată că am putut să mă implic în organizarea uneia dintre cele mai importante zile din viața lor și că am putut să-mi las un pic amprenta acolo. And he's watching us all with the eye. Pentru cursul festiv a promoției 2022. Am fost timp de 2 ani de zile secretar în Consiliul Școlar al Elevilor al Colegiului și pot spune că am câștigat foarte multă experiență datorită faptului că am venit la această școală și mi-a oferit această oportunitate. Am fost de multe ori la județ și am făcut schimb de experiențe cu alte școli. Liceul mi-a oferit cel mai bun prieten, cu care sper să pot ține legătura toată viața. Ștefan este cel mai bun prieten al meu. Este mâna mea dreaptă, dacă putem spune așa. Este băiatul de la care am învățat că fiecare problemă are câte o rezolvare, indiferent de greutatea acesteia. Domnule diriginte, vă mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut pentru mine, pentru toate momentele în care m-ați învățat anumite chestii, atât teoretice cât și morale, care mă vor ajuta pe parcursul acestei vieți. Nu cred că voi mai găsi vreodată un om ca dumneavoastră. Vă doresc să aveți răbdare, curaj în viață și să iubiți-vă.